Em numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Iubiți credincioși, a doua zi a Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști, a doua zi din săptămâna duhovnicească, a continuat lucrarea pocăinței prin citirea părții a doua a canonului Sfântului Andrei Criteanu. Din nou am intrat în ceea ce Biserica ne-a propus prin cele trei săptămâni înainte de post, și anume în starea Vameșului, în rugăciunea smerită a Vameșului, în strigătul Fiului Risipitor, care prin pocăință sinceră s-a întors în brațele părintești, și prin gândul la judecata de apoi. Toate acestea le lucrăm după putință și după credință în perioada aceasta a postului. Istoria lumii, așa cum este scrisă de oameni, este, credem, deformată, distorsionată, contorsionată. Adesea o istorie contrafăcută, o istorie falsă. Dar paralel cu această istorie a lumii făcută de oameni, mai există o istorie, istoria mântuirii. Aceasta este o operă dumnezeiască. Sfânta Scriptură este revelația lui Dumnezeu. Este istoria pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Și ar trebui în acest post să ne propunem să citim mai mult din Sfânta Scriptură, atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament. Altfel nu înțelegem canonul cel mare. Sfântul Andrei Criteanu ne propune o meditație biblică unită cu rugăciunea Vameșului, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ne propune un dialog, dar un dialog cu personaje, sau în care să ne oglindim în personaje pe care Vechiul Testament le pune înainte, de la Adam și Eva până la Mântuitorul Iisus Hristos, noul Adam. Istoria mântuirii este o istorie dumnezeiască și noi, creștinii, pe ea contăm. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acesta este un strigăt de pocăință. Adică o stare de regret pentru cele pe care le-am făcut și au fost rele în viața noastră, dar și o stare de speranță în faptul că Dumnezeu este bun, este milostiv. Și dar lucrarea pocăinței, atât prin canonul cel mare, cât și prin rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Și asta rugăciune scurtă, simplă, dar atât de profundă, pe care Biserica ne-o propune încă din duminica de la Vecernia Iertării și până în Joia Mare. Ea se rostește, după cum știți, însoțită de metanii și de închinăciuni. În fiecare zi de 9 ori, cu excepția zilelor în care avem liturghia darurilor mai înainte sfințite, când se rostește de 8 ori. Sâmbăta și duminica nu se rostește.
deoarece sâmbăta și duminica deja intrăm în atmosfera învierii. Această rugăciune are trei părți și despre ea și despre părțile ei aș dori în seara aceasta să vă vorbesc. Primele două sunt esențiale, a treia parte este o recapitulare a celor două. O cunoașteți această rugăciune, sunt convins. Și cred că o și rostiți, vă rugați cu această rugăciune, pe care părinții bisericii o numesc epicleza liturgiei de pocăință. Vedeți, în post nu se săvârșește liturgia, da, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare decât sâmbăta și duminica, la buna vestire, desigur. Cealaltă parte a postului este liturgia pocăinței. Și știți că la liturgie partea esențială, partea principală este epicleza, prefacerea darurilor de pâine și vin, care au fost aduse și pregătite în trupul și sângele Mântuitorului și apoi împărtășirea credincioșilor. Ei bine, liturgia aceasta a pocăinței are și ea o epicleză, un moment de prefacere. Și aceasta ar fi, după Sfinții Părinți, această rugăciune scurtă, rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele. Aici are loc o prefacere. O prefacere a omului vechi, cuprins și stăpânit de patimi, înrobit de patimi, în omul nou, care este eliberat de patimi și care poate, prin Harul lui Dumnezeu, să lucreze virtutea. Prima parte. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Poate vă surprinde acest cuvânt de final, nu mi-l da mie. Oare poate Dumnezeu să-mi dea așa ceva? Aici Sfântul Efrem Sirul merge pe ideea din rugăciunea domnească pe care am ascultat-o acum. Și nu ne duce pe noi în ispită, spunem acolo. Ne duce oare pe noi Dumnezeu în ispită? Evident nu. Și evident că nu ne dă aceste duhuri rele. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne apere de ele, să nu cădem în robia lor. Aceste duhuri sunt atât dragi demoni, cât și lucrarea lor în om, prin patim. Patima este, de fapt, o capitulare a omului în fața acestor duhuri rele. Deci când spunem Duhul trândăviei, ne gândim și la dracul trândăviei, demonul trândăviei, dar și la patima pe care acesta, prin lenea noastră duhovnicească, prin neatenția noastră, prin nepăsarea noastră, o lucrează în noi. Patru duhuri. Al trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert. De ce s-a oprit oare Sfântul Efrem Sirul, marele dascăl al pocăinței, alăuta Duhului Sfânt? De ce s-a oprit la acestea? Știut fiind faptul că cel mai mare păcat este, cum spun la unison Sfinții Părinți, iubirea irațională de sine, care se proptește pe trei uriași. Neștiința, uitarea și nepăsarea, care nasc cele 8 păcate capitale de unde se devarsă șuvoiul mocirlos și otrăvitor al tuturor patimilor. De ce s-au oprit doar la acestea? Mare înțelepciune ascund aceste duhuri. De fapt, această rugăciune prezentând aceste duhuri. Mai întâi trândăvia. Să nu credeți că e vorba despre lenevia, că nu muncim în lumea aceasta. Este adevărat că Dumnezeu a pus pe Adam în rai să lucreze și să păzească Edenul. După izgonirea din rai, omul avea nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, avea nevoie de casă, de adăpost. Și toate acestea le lucra. Era o necesitate.
Nu se referă trândăvia aici la lenevia aceasta de a munci, ci se referă la ceva mult mai adânc și mult mai important. Și anume este vorba despre nelucrarea poruncilor dumnezeiești. Lenea de a cunoaște poruncile și de a le împlini. Sfântul Marcu Ascetul spune că Dumnezeu este ascuns în poruncile Lui. Și pe măsura împlinirii poruncilor ne întâlnim cu El. Deci aici vorbim despre lenevia duhovnicească, despre trândăvia aceasta în a împlini poruncile Lui Dumnezeu. N-ați observat că foarte mulți oameni sunt foarte vrednici. Chiar la spovedanie, când sunt întrebați te-ai lenevit sau te-ai trândăvit, ei spun nu. Ei se gândesc că eu îi întreb ca duhovnic atunci, și toți duhovnicii bănuiesc, despre trândăvia aceasta materială. Păi din potrivă, sunt oameni foarte agitați. Se scoală cu noaptea în cap și se culcă după miezul nopții. Având activitate febrilă, pentru a câștiga bani, mulți, pentru a avea succes în lumea aceasta, pentru a trăi plăceri cât mai intense. Foarte vrednici sunt. Să te ferească Dumnezeu de vrednicia prostului, spunea cineva. De această activitate a lui permanentă. Nu se referă la această activitate care este impregnată cu mult păcat, Sfântul Efrem Sirul, ci se referă la trândăvia spirituală. Ei bine, din această trândăvie duhovnicească, omul cade în al doilea păcat. Și anume, grija de multe. Dacă nu te ocupi de lucruri esențiale, îți dă diavolul de lucru. Și începi să te ocupi febril de lucruri care sunt necesare și ele, dar nu esențiale. Spre exemplu, îngrijorarea aceasta, ce să mâncăm, ce să bem, cu ce să ne îmbrăcăm. Grija pentru ziua de mâine. Puneți bani albi deoparte pentru zile negre. Grija pentru viitor. Și de asemenea, grija pentru a trăi plăceri mari și de durată și a evita dureri. Ne rugăm deci la Dumnezeu să ne ferească de acest duh al grijii de multe. Din acest duh se cade în al treilea duh. Și anume, iubirea de stăpânire. Și aici este o logică formidabilă. În momentul în care ești prea preocupat de lucruri din lumea aceasta, însăși persoana umană este transformată în ochii tăi într-un lucru, într-un mijloc care să-ți ofere profit. În loc să fie o atitudine slujitoare față de semeni, căci asta înseamnă autoritate, transform totul în autoritarism asupra semenului care îți este ceva de folos atâta timp cât aduci un profit. Deci iată ce înseamnă iubirea de stăpânire. Iubirea de a conduce peste alții transformându-i în obiecte. Noi de altfel trăim, după cum vedeți, o dictatură obiectuală. Trăim într-o vreme în care omul poți transforma din persoană în individ și din individ într-un obiect, într-un număr necesar la vot, necesar să fie manipulat, necesar pentru că aduce profit. Al patrulea duh, al grăirii în deșert. Iarăși coborâm ca într-o cascadă și ajungem aici în situația în care omul, după ce uită de Dumnezeu, ne socotește poruncile Lui, se îngrijorează foarte mult de cele exterioare, având o relație defectuoasă cu exteriorul, apoi pe semenii transformă, cum spuneam, și pe ei în ceva material, obiectual, iată că și pe sine se neglijează aici când vorbește în deșert. Ce înseamnă a vorbi în deșert? Înseamnă a vorbi mult și fără rost, înseamnă a înjura, înseamnă a lua numele lui Dumnezeu în deșert, a vorbi despre Dumnezeu culindu-l sau luând în râs
cuvinte dumnezeiești, tainele bisericii, știu eu ce alte lucruri sfinte. Aici omul deja se necinstește pe sine. Deci, iubiți credincioși, vedem cum aceste patru duhuri rele și aceste patru patimi lucrează în pătimirea, într-un descrescendo. Omul cuprins de aceste patru patimi are o conștiință îmbolnăvită până la moarte, în relația cu Dumnezeu, trândăvia, în relația cu exteriorul lui, cu lumea aceasta, grija de multe, în relația cu aproapele, Duhul de stăpânire, și în relația cu sine însuși. Face momentanie, după cum știm, după această primă parte a rugăciunii și o rostim pe a doua. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie slujii tale. Acum urcăm, de unde am coborât. Duhul care se opune, îl biruiește pe cel al vorbirii în deșert, este Duhul curăției. Duhul curăției nu se referă neapărat la biruirea patimii trupești, cum s-ar putea crede la o primă citire, ci se referă la prima lucrare a despătimirii. Și aici am să vă citesc ceva din Sfânta Scriptură ca să vedeți grăirea în deșert cum se leagă cu curăția și se biruiește prin Duhul curăției acest Duh al vorbirii în deșert, al grăirii de multe. Iată ce spune Sfântul Apostol Iacob în capitolul 3, epistola către sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, capitolul 3. Pentru că toți greșim în multe chipuri. Dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în care, în stare să se înfrâneze, să înfrâneze și tot trupul. Auziți? Cine în stare să-și înfrâneze limba, își poate înfrâna tot trupul. Dar dacă noi punem în gura cailor frâul, ca să ni supunem, ducem după noi și trupul lor întreg. Iată și corăbile. Deși sunt atât de mari și împinse de vânturi aprige, sunt totuși purtate de o cârmă foarte mică, încotro hotărăște vrerea cârmaciului. Așa și limba. Mic mădular este, dar cu mari lucruri se fălește. Iată, puțin foc și cât codul aprinde. Foc este și limba, lume afară de legi. Limba așa are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul și aruncă în foc drumul vieții, după ce aprinsă a fost ea de flăcările genei. Pentru că orice fel de fiare și de păsări și de târătoare și de vietăți din mare se domolește și s-a domolit de firea omenească. Dar limba nimeni dintre oameni nu poate să o domolească. Ea e ca un râu fără stâmpări. Ea e plină de venin, aducător de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl. Și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie, frații mei, să fie așa. Vedeți cum se leagă cele două? Deci nu putem birui Duhul acela al grăirii în deșert decât prin Duhul curăției. Și apoi după Duhul curăției, iar Duhul curăției, care Duh urmează? Mai tare! Ei, cui se opune gândul smerit? Observați paralela. Se opune Duhului de stăpânire. Un om smerit nu are acest Duh de a stăpâni peste oameni. Un om smerit își cunoaște locul. Își știe și calitățile, știe și defectele. Știe câte datorii are înaintea lui Dumnezeu și știe că
Cine vrea să conducă pe alții să fie slugă, așa a spus Hristos, că El a venit în lumea aceasta nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. Deci, iar Duhul Curăț al gândului Sfânt, al răbdării, al răbdării se opune Duhului grijii de multe. Un om care e agitat, tulburat, are multe griji, el e buric cu pământul, e acum să învârte lumea în jurul lui, dacă nu e el, nimic nu se face. Vai în stânga, vai în dreapta, ce mai avem de făcut, uite că n-am făcut, când o să le facem, ne apucă noaptea. În spatele unei astfel de stări sufletești un drac. Grija de mult. Iată ce cerem de la Sfântul, prin Sfântul, cu ajutorul Sfântului Efrem Siru, această rugăciune. Cerem răbdare. Cum spuneau Sfinții Părinți, ne amintesc acum cuvintele Părintele Cleopa. Răbdare! 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 Îndelungă răbdare. Și apoi, încununarea tuturor dragostea. Și Sfântul Ioan Scăraru, în scara lui, vorbește despre culmea desăvârșirii prin dragoste. Iată că și Sfântul Efrem Siru identifică în dragoste dragostea de Dumnezeu și de semeni și de creația lui Dumnezeu, identifică culmea virtuților, coroana virtuților, desăvârșirea. Așadar, iubiți credincioși, vedeți cum ultima treaptă dragostea se împotrivește și a unui Duh, al trândăviei. Pentru că un om care iubește pe Dumnezeu nu poate să ne socotească poruncile Lui. Are o râvnă intrinsecă, aș putea spune. E o râvnă care vine din El spre a împlini poruncile după toată puterea Lui. Și în felul acesta am încheiat și partea a doua, vedeți cum se unesc cele două părți. Prima parte arată starea omului împătimit prin căderea în cascada păcatelor, patimilor nominalizate mai înainte, iar a doua este ridicarea omului până la măsura desăvârșirii, care este iubirea, dragostea. A treia parte e o recapitulare, o sinteză, așa, Doamne, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Despre aceasta am mai vorbit. A-ți vedea păcatele este lucru esențial. De aici vine pocăința. Pocăință, când vorbim și iată că trăim în post sau ne străduim să trăim pocăința, nu poate fi realizată decât prin vederea păcatelor. Dar dacă noi vedem mai mult la alții păcate și la noi virtuți, n-avem cum să lucrăm pocăința. Deci, vedeți, a ne vedea păcatele este un lucru capital în lucrarea noastră pentru a ne pocăi. Și ele se leagă cele două. Dacă îți vezi păcatele, nu mai judeci. Cum ne verificăm noi că nu ne vedem păcatele? Judecăm ușor. O sândim pe alții. Vedem detalii la păcatele celorlalți. Nici nu le suportăm. Uneori ne deranjează însăși prezența lor. Umbra lor. Parcă ne atinge. Pentru că suntem slabi. N-avem harul lui Dumnezeu care e iubire. Și astfel îi judecăm, îi osândim. Vedeți cum se leagă cele două. Ne rugăm să ne dea Dumnezeu puterea de a vedea păcatele noastre și pe celelalte ale celorlalți să ne justificăm dacă putem și oricum să nu-i osândim. Și apoi se încheie rugăciunea Sfântului Efrem Siru cu niște stihuri. Dumnezeule, milostivi mie păcătosul. Este rugăciunea Vameșului. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Este rugăciunea leprosului. Când a zis, știți, întâmplarea nu cu cei 10 leproși, în altă parte, da, voiesc, curățește-te. I-a zis Hristos, celui care a crezut că Hristos poate să-l curățească. Aici mai vedem ceva, că păcatul nu este o încălcare doar, o încălcare a unor norme morale, ci este o necurăție. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. Aici este rugăciunea psalmistului. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Și celelalte. Iar al patrulea stih este rugăciunea
Fiului risipitor. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Cum spune Fiul risipitor? Doamne, greșeam la cer și înaintea Ta. Adică total. Și nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău. Vedeți? Toate acestea rostite cu metanii, după primele trei părți se face o metanie mare, apoi se spun aceste stiguri în taină, când am spus puțin mai tare ca să fim cu toții cumva armonizați, ele se spun în taină, cele 12, 12 spus sunt 4 decât 3, numele Sfintei Treimi facem pocăința, și apoi încă o dată rostim cele 3 părți ale rugăciunii Sfântului Efrem Sirul, primele două însoțite de închinăciune și ultima de metanie mare. Încheiem cu o metanie mare. Aceasta este epicleza tainei pocăinței. Să o lucrăm după putere, să pătrundem cât mai în adânc în vederea păcatelor noastre pentru a le putea curăți, spovedi, părăsi și în felul acesta să-i putem ajuta și pe alții. Noi facem invers, îi judecăm pe alții din păcat. Cum să-l aduci pe om la pocăință când tu însuți îl judeci? Odată mi s-a întâmplat la o spovedanie să spună cineva: Părinte, vă mulțumesc că nu m-ați judecat. Nici nu m-am gândit să o judec pe persoana aceea. Dar faptul că a remarcat acest lucru, că n-am judecat-o, e lucru mare. M-a umilit, m-a smerit și mi-am dat seama câtă nevoie au oamenii de a nu fi judecați. Dar în același timp nu-și dau seama că au nevoie ca ei înșiși să fie judecați de ei înșiși. Și aceasta e lucrarea pocăinței. Vă așteptăm și mâine seară la canon și un alt cuvânt ce ne va mai inspira Dumnezeu. Până atunci aveți o seară bună și o lucrare a pocăinței eficientă. Amin.